Vai, ce de jucării! Hei, aia e a mea! Ia mâna, eu am văzut-o prima! Asta-i tot? Am auzit că sunt jucării! Oh? Ah, o păpușă! E a mea! Dar o vreau eu! Ha, prea încetă! Deci chiar vrei să facem asta? Hei, ce-i chestia aia de acolo? Nu pot să cred că am mers! Oh, câtă răutate! E cea mai nasoală zi! Stai, aia e o păpușă? Oh, ce cauți afară? Cred că te simți singură și speriată. E ok, o să am eu grijă de tine. Aia e păpușa ei? Ha, ce tragic! Oh, ți-ai făcut o dușmancă pe viață! Ar trebui să-mi fie frică? Serios, sunteți perfecte una pentru cealaltă? Gata, mi-a ajuns! Poftim, ai aruncat cu caca în mine? Oh, nu, păpușa mea! Oh, nu mai ești la fel de cochetă ca înainte? Nu mă înțelege greșit, dar ești vai de tine! Adică, puți! Uah! Cine mai râde acum? Stai, ce se întâmplă? Unde suntem? Mă bucur că sunteți alături de mine! Păpușa aia ne vorbește? Stai lângă un arici albastru, dar e șocată că o păpușă poate vorbi? Stați o clipă! Asta e partea distractivă! Cum faci asta? Așa mai merge! Mă bucur să vă văd! Wow, ce frumoasă e! Sunteți drăguțe! O să avem parte de o schimbare de look! Adică păpușile voastre! Ai auzit? E exact ce trebuie! Când începem? Aveți o oră să vă transformați păpușile din cerșetoare în zâne! Ce drăguță e asta! Sigur pot să o sortez! Pălăriile sunt la mod acum! Cu ce să începem? Păpușa ta are nevoie de un tratament facial! Uite ce decoșuri are! Sunt imense! Nu pot să cred că l-am atins! Nu asculta! Tot ești frumoasă! Ai văzut? Are față de pizza? Super amuzant! Rezolv problema, promit! Stai! Am o idee grozavă! Fă-te comodă! Scuze, nu mă pot abține! Ah, ce bine a fost! Nu te poți opri când încep să le spargi! Wow, ce erupție! Ai o țintă bună! Chiar pe buze! Ce coș încăpățânat! Hai să scăpăm de mizeria aia! Chiar trebuie să folosești un gel de curățare! Ar face minuni! Dar nu o să te mint! Aș face asta toată ziua! Cred că astea au fost toate! Acum o să-ți fac o mască reparatoare de față! O să pun lipiciul ăsta într-un bol! Apoi adaug sclipici! Arată bine și o să-ți exfolieze tenul! Amestec totul bine! Ok, arată grozav! Aplic cu o pensulă masca! O să-ți radieze pielea! Zici că fac o operă de artă! O să fii capodopera mea! Cea mai mare creație! Să înceapă magia! Nu durează mult! Mă îndepărtez cu penseta asta! Am emoții! Abia aștept să văd cum arăți! Nu mai avem nevoie de asta! Mai sunt multe de făcut! Carioca asta e numai bună! Rujul ăla nu ți se potrivește? Negrul ăsta arată mult mai bine! O să ai un pic și pe nas! Ce urmează? Știu! O să frec bețișorul ăsta de rujul meu! Mă asigur că e acoperit! Perfect! O să-ți tapotez obrajii cu el! Și pe partea cealaltă! Ce faci? Wow! Nu pot să cred! Noi de ce pierdem timpul? Avem multe de făcut! Uite cum arată rochia! Bleah! O să dispară! S-a făcut răcoare aici? E ok, știu ce fac! Trebuie să aplic spuma asta de ras! Apoi îmi iau lama! Ai noroc că nu-mi tremură mâna! Picioarele tale o să fie fine! Wow! Când te-ai epilat ultima dată? Nu mai contează! Toate avem și zile proaste! Acum e timpul să te bagi în cadă! O să te simți relaxată după aceea! Cum e temperatura apei? E destul de caldă? S-ar putea să fie nevoie de multă frecare! Ce e? Nu e așa de rea? Bine, o să încerc cu altceva! Ce zici de asta? Am nevoie de săpun! Opa! Uite cum se învârte! Nu te mișca! Nu avem nevoie de accidente! E plăcut? Aș vrea și eu o sesiune de răsfăț! Cred că trebuie să-ți ții respirația acum! Pun pariucă gâdilă! Vreau să decurăț bine! Arăți grozav, nu? Ai zis ceva? Wow! De unde ai luat cădița aia? Păpușa ta e norocoasă! Vezi și tu asta? Ce ai zis? Ha? Da, și mie mi-e foame! Sunt mereu pregătită! Am un coș cu gustări delicioase! Miroase mâncare? Delicioasă mâncare! Ador chipsurile! Mai vreau! Ador minunățile astea crocante! Ia uite, are firimituri în păr! Pikachu? Ce e? Oh, nu!
ce-am făcut? Îmi pare rău! Nu pot să le scot! S-au blocat acolo! Ce mă fac? Trebuie să existe o soluție! Stai puțin! Oare să... Sac! O să iau pe asta! Nu o să afle! Acum hai să scăpăm de părul ăla! Oricum nu-mi plăcea părul tău! E bine să încerci chestii noi! Să mai experimentez ceva din când în când! Poate ți-ar sta bine cheală! Nu, m-am înșelat! Ce să facem? Stai așa! Jeleul ăsta gustos îmi distrage atenția! Îmi amintește de ceva! Știu! O să ai iar părul lung! Și am nevoie doar de bolul meu cu firicele din jeleu! Îți bag capul în bol! Nu vrem să ratăm nicio zonă! Hai să vedem cum arăți! Wow! Arăți fabulos! Ți se potrivește culoarea asta? Dar poate că e prea lung părul! Cred că trebuie să te tund! Dar nu voi folosi foarfeca! Așa o să fie mai rapidă treaba! Cred că poți să spui că ai un păr frumos foc! Încă puțin! S-a încins atmosfera? Ajunge! Ce diferență! Ceva miroase bine! Mâncarea aia arată bine! Ispititoare! Există o singură soluție! Pikachu, prietena mea dragă! Pot să iau și eu din gustările tale? Bine, servește-te! Suc! Preferatul meu! Mersi frumos! Mă gâdile bulele! Ce gust grozav! Mi s-a făcut sete de la atâta treabă! S-a nimerit la fix! Ce-am făcut? Părul tău! E albastru! Și arată fabulos! Avem părul aproape la fel! Știi ceva? Ar trebui să-l aranjăm! Nu te mișca! Termin imediat! Da! Asta e adevărata ta față! Hei, nu te supăra! Suntem aproape gata! Wow, ce frumusețe! Acum zici că suntem gemene! Până și Pikachu încearcă să arate ca noi! Să nu mai aud niciun cuvânt! Alergiile mele! E doar vina ta! Mă rog, am chestii mai importante de făcut! Adică să-i pun păpușii mele urechiușele astea simpatice! E adorabilă! Chiar îți stă bine cu lucrul ăsta! Poți să nu faci zgomot? Să nu îndrăznești! Mă distrez eu puțin, calmează-te! Hainele tale par ponosite! Iar culoarea asta ți-ar scoate ochii în evidență? Se pare că devin designer vestimentar! Mai întâi împăturesc materialul! O să tai urmărind linia asta! Vreau să lucrez cât pot de îngrijit! Pot să pun resturile deoparte! Acum o să desfac materialul! O să mai fac o tăietură pe mijloc! Dar mă opresc chiar înainte de pliu! Acum îmi așez păpușa pe material! Trebuie să fac câteva măsurători! Vreau să fie exacte! Te poți relaxa acum! O să împăturesc la loc materialul și fac o mică tăietură lângă pliu. Astea o să fie mânecile! Probează-o! O să arăți atât de chic! Prind totul în față și gata! Ai o nouă rochie! E perfectă! Nu-i rea, dar am creat și eu o ținută pentru păpușa mea. E albastră, evident! I-am făcut și niște tenisi. Completează frumos lucrul! Îți amintește de cineva? De mine! Mă refer la mine! Vai! Am uitat complet de accesorii! Trebuie să fac ceva în legătură cu asta! Știu! Ai nevoie de niște urechi! Și de o codiță! Nu mă întreba de unde o am! Revin imediat! Vreau să văd! Haide, arată-mi! Ta-da! E versiunea mea în miniatură! Și uite-te la pantofii ăștia cu toc! Ai mai văzut așa ceva? Sunt încântată! M-am descurcat grozav! Așa e! Aproape că uitasem! Trebuie să mai adaug ceva! Am slime-ul ăsta lipicios! Ce elastic e! E exact ce-mi trebuie! Îi bag mâinile păpușii mele în slime! Vreau să le acopăr! Rămâne ustrat subțire pe mâinile ei! Apoi trebuie să le încălzesc! Așa se întărește slime-ul! Sunt mănuși făcute pe comandă! Se potrivesc perfect! Cred că asta-i tot! Cum arată? Cred că e timpul să se joace împreună! Sunt deja cele mai bune prietene! Au multe chestii de povestit! Dragă, îmi place ținuta ta! Există și pe galben? Îți fac cunoștință cu designerul meu! Ești minunată! Hai să luăm prânzul împreună! Toate gențile astea sunt drăguțe! Nu mă pot decide pe care să o aleg! Alo? Ce nepoliticoase sunt! Știu un restaurant mic și bun în centru! Hei, aici! Bună! Am nevoie de ajutorul vostru! Să aleg geanta albastră sau pe cea galbenă? E dificil! Îmi plac ambele! Voi ce ziceți, fetelor? Clar aveți nevoie de genți! Nu pot să cred că am uitat de ele! Am o idee genială!
îmi trebuie periuța mea de dinți. Oricum nu o folosesc niciodată. Cusa de plastic e exact ce-mi trebuie. O să o tăvălesc prin sclipici, să se prindă bine. O răsucesc până e acoperită. Cred că e gata. Wow! Uite cum strălucește! E tot ce și-ar putea dori o păpușă. Îți place? Wow! Stai liniștită, îți fac și ție una. Stai aici. Hei, încetinește, ia-o mai ușor. Iu, am terminat. Wow, e foarte frumoasă. Merge cu ținuta ta. Asortarea e cea mai importantă. Super, nu? O ador. Fetele astea sunt pregătite să iasă în oraș. O să le port pe ambele. A expirat timpul, să vă văd păpușile. Cred că o să rămâi uimită. Wow, arată fantastic. Îmi place părul tău. Și e util dacă ți-e foame. Vai, pantofii ăia! Și Sonic, ce pot să zic? Mai da pe spate! Tu în soarea aia, Bob, dragă-ți stă grozav! Vreau genta aia! Tenisii sunt adorabili! Ador contrastul culorilor! Totul e spectaculos! Dar nu știu care păpuș arată mai bine! Alege-mă pe mine! Păpușa mea, dar știi? Prieteni, am nevoie de ajutorul vostru. Cine are cea mai reușită păpușă? Răspundeți-ne în comentariile de mai jos. Știu, e dificil. În sfârșit a sosit momentul. Nu-l mai am în... Arată-mi calea. E cineva aici? Cred că ajunge. Da, e perfect. Nu așteptam pe nimeni la ora asta. Sper să nu fie probleme. Ok, cine e acolo? N-am chef de șmecherii. O fi fost vreun animal sau ceva de genul. Stai puțin, aia e o păpușă? Cine naiba mi-ar lăsa așa ceva la ușă? Și de ce în halul ăsta de murdară? Ne gândim la același lucru? Tu vii cu mine! E un mister de unde ai apărut? Dar te îndrepți către noi orizonturi acum. Lasă totul în seama mea, păpușico. Nu o să te doară deloc. O să fac câteva schimbări. Sunt atât de multe piese mici de manevrat aici. De-ai fi fost și tu un pic mai mare. Mai întâi o să te curăț. Nu pot decât să-mi imaginez pe unde ai umblat. Am nevoie de multă pastă pentru asta. Nu strigă un pic de sclipici? Fantastic! E timpul să frecăm! Deja văd cum se duce mizeria! Așa, rezistă, păpușico! Acum te ștergem puțin! Aha, deja arăți mult mai bine! Hai să-ți dăm jos chestiile astea dezgustătoare! Hainele astea puteau să fie și mai murdare! O să te simți mult mai bine după baia asta! Îți fac un mic tratament facial. Orice păpușă merită să arate bine. Și te dau doar cu produse de calitate. E plăcut, păpușico? Acum îți pun o mască facială artizanală. E greu să le găsesc pe mărimea ta, așa că ți-am făcut eu una. Și se pare că-ți vine perfect! Relaxare plăcută! Ce urmează? Părul tău blond o să aibă parte de o mică schimbare. Exact, o să ai un păr negru ca pana corbului. Fix ca la salon! Aproape! Câteva minute acolo și pac! E gata! Acum scoatem masca facială! Arată grozav! Mua! Perfecțiune! Ce zici, mână? Dă-mi unghiile alea, bine! Haide, nu o să te doară deloc! Nu te mai mișca, te rog! De ce mă urăști atât de tare? Mână? Tu ești acolo? Cât de enervant! Se pare că ce vrea mâna primește. Dar ce-aș putea să-ți mai fac? Ceva pentru mânuțele tale mititele? Bun pariu că pot să le fac să arate mai bine. În sfârșit, situația se îmbunătățește. Mai am nevoie de câteva materiale. N-am mai coborât aici de multă vreme. O fi ceva util pe aici? Poate... Ăsta! Fix ce căutam! Bun, domnișorico, e timpul să ne ocupăm de lăbuțele tale! Nu-i așa că abia aștepți? Dar mai întâi trebuie să-ți punem niște unghii. Dar cât de lungi ai vrea să fie? Putem să le facem așa și să le tăiem mai târziu.
Frate, ce dificil a fost! Trebuie să le pilesc puțin. Și acum un strop de culoare. Și când zic culoare, mă refer la negru, evident. În sfârșit pot să mă întind. Sunt mândră de opera mea. Dar ăsta e doar începutul. Azi nu o să transformăm doar niște unghii. Începem cu ochii. Să nu uităm de celălalt acum. Nimic nu se compare cu o pânză curată. Păpușa asta o să aibă un stil grozav. Totuși, nuanțele închise sunt mereu cele mai potrivite. Cel puțin, așa cred. Bună, tușule! Nu-i așa că arată mult mai bine acum? Ia un loc aici. Mi-am terminat treaba. Chiar nu mă așteptam la asta. Uită-te la hainele mele. Sunt distrusă. Câte gunoaie sunt în chestia asta. Iu, ce antrenament. Intră acolo. Hei, ce-i aia? Bună, ești bine? Păi, plâng, nu? Doamne, vorbești? Mi-e dor de vechea mea casă. Oh, vai, biata de tine. Poți să vii la mine acasă, ok? Hai să-ți ștergem lacrimile alea, da? Bună! Ok, frumușico. Trebuie să te curățăm. Și începem cu părul ăsta. Tricoul ăsta trebuie să dispară. Și ce e chestia asta? Încerc să fiu delicată. E un întreg tomberon de gunoi aici. Și ce facem cu picioarele astea? Nu au cum să rămână așa. Oficial a început ziua de spa. Ah, super! Acum ia-ți adio de la părul ăla de pe picioare. Stai liniștită, nu o să te doare deloc. Chestiile astea vor fi foarte fine când voi termina cu ele. Ok, facem progrese aici. Nu te simți ca o altă femeie? Părul ăla! Auci! Auci! Gata! E timpul pentru un tratament facial. Îți aplic și niște sclipici ție. Chiar ai nevoie de asta. O exfoliere bună îți va curăța pielea imediat. Deja simt cum dispare mizeria. O să radiezi, bine? Și acum? Prea mare! Așa! Nu e așa că e cea mai drăguță chestie? E timpul pentru exfoliere! Chestia asta schimbă total datele problemei. Pielea ta o să fie catifelată. Haide! Am prosopul tău aici. Mersi! Deci, cum e? Mă simt ca o păpușă nou-nouță. Stai așa. Abia acum începe relaxarea. Simt adevărate noduri aici. Da, o să le masez pe toate. Da, presiunea asta e grozavă. Ai grijă, mă gâtile picioarele și tălpile. Ai o mască de nămol cald? Dar abia am făcut baie, ți-amintești? Mai vrei? Salută-ți picioarele, moi! Nu-i așa că e fantastic? Și când termin, poți să guști, ok? Ce poate fi mai bun de atât? Și acum, toate membrele tale sunt acoperite. Dar nu ești gata încă, domnișoară? Trebuie să ne asigurăm că pielea ta o absoarbe. Dimensiunea perfectă! Stai puțin așa! Și hai să te întoarcem! Ai dreptate! Chiar e plăcut! Și acum e timpul să iau o gustare! Ce dulce e! Încă o gură? Ok, asta o să fie ultima mea gură. Aș putea mânca 5 borcane de astea. Dar azi primesc doar unul, cred. Și se pare că pielea ta este gata. Chiar radiază. Cred că te simți de milioane. Să înceapă petrecerea. Aoleu! Cred că am dansat cam mult. Atunci cred că e timpul să trecem la păr. Să nu faci nimic prea drastic. Lasă-mă pe mine să decid asta, da? Stai liniștită, nu o să te doară deloc. Dacă stau să mă gândesc mai bine, s-a încălcit de tot. S-a blocat, să știi. Ups! Dar peria? Bine, nu am de ales. Aoleu, chestia asta e puternică. Trebuie să am o mână fermă. Frate! Aoleu! Nu! A fost cât pe ce? Ok, în fine. Nu! Unde ți-e părul? Vai! Să ne gândim la o variantă alternativă. Sigur am ceva util pe aici. Cred că
Asta ar putea fi de ajutor! Mai întâi te radem puțin. Acum arată mult mai bine. De fapt, îți stă grozav! Hai să facem totul și mai interesant! Ce zici de niște bucle blonde? Mie mi se par fabuloase! Nu-i așa? Și cât de amuzant e stropul ăla de roz! Ah, știu! Numai bune de sărutat! Acum e rândul tău, păpușico! Nu te mișca bine! Oh, nu! Un pic de ajutor, te rog! Ok, stai! Ok! Scuze! Ce altceva putem face? Deci avea un... pistol de lipit! Acuș o să ai buze mari, scumpă! Trebuie doar să ne asigurăm că au forma potrivită! Trebuie să ne asigurăm că nu arată ca niște lipici și aici intervine rujul roz! Ok, acum trecem la unghii! Le vrei mai lungi, nu? Știu, nu atât de lungi, dar o să le tai imediat! Încă una! Gata! Ți-am spus că nu vor fi atât de lungi! Acum hai să le colorăm! Îți place rozul gumă de mestecat, nu-i așa? Pentru că eu cred că ți se potrivește! Oh, îmi plac la nebunie chestiile astea! Deci, ce zici? Hai să lăsăm destinul să decidă! Nu știu dacă asta o să-mi vină bine! Următoarea! Cât suspans! Asta chiar îmi accentuează formele, nu? Hai să mai încercăm o dată! Nu știu, mă simt cam încorsetată! E un nu categoric! Asta-i singura opțiune rămasă? Nu-i ok! Soluția era chiar sub nasul meu! Trebuie doar să fac câteva modificări! Întinde-te aici! Apa caldă le micșorează! Așa o să-ți vină perfect! Ca și cum ar fi fost făcute pentru tine! Așa mi se pare și mie! Ținuta asta mi se potrivește ca o mânușă! Mersi mult! Ura! Dar stai! Nu arăți prea bine! Am nevoie de o toaletă! Sigur o să vomit? Oh, de ce e chestia asta atât de înaltă? Nu mă ajută deloc țopăitul ăsta! Ai nevoie de o mână de ajutor? Bine! Toată lumea merită să aibă o toaletă! Și asta o să aibă înălțimea ideală pentru tine! Așa! Asta e piesa de care avem nevoie! Ne mai trebuie o piesă rotundă pentru partea de sus! Și avem nevoie și de un spătar aici! Așa! Ăsta-i rezervorul! Și apoi trebuie să așezăm toaleta pe o bază! Ok, poftim! Dați-vă la o parte, oameni buni! Nu sună prea bine! Dar măcar nu a ajuns pe podeaua mea! Și vești bune! Două liniuțe! Da, se pare că sunt însărcinată! Ura! Ok, respiră, inspiră și expiră! Stai liniștită, cred că văd capul! Pregătește-te să faci cunoștință cu micuța ta! Eu scumpete! Dar o să aibă nevoie de ceva în care să doarmă! Așa că normal că o să-i construiesc ceva! O să fie tare drăguț! Ok, aproape am terminat! Vezi? Acum mai trebuie doar să-l facem confortabil! Sper să-i placă micuței! Îi trebuie un mic mâner aici! Nu strică niște dantele, drăguță! Super! Așa, mititico! Nu-i așa că ești o scumpă? Poftim! Cred că se potrivește perfect în camera fetiței! Oare ce va deveni când va fi mare? Cine a venit? Bună! E cineva? Hei, aici jos! Mă vezi? Intră! Trebuie să cunoști pe cineva special! E fiica ta! Iar astea sunt pentru frumoasa ei mamă! Ce drăguț! Mă bucur că ești aici, iubire! Eu, tu și îngerașul nostru drag! Of, păpușa asta e atât de plictisitoare! M-am săturat de ea! Am ceva mult mai bun! Uită-te la ea! E atât de frumoasă! La la la, duc gunoiul! Ce aia? Ce cauți tu aici? Nu-mi vine să cred că te-ar arunca cineva! Stai liniștită! O să fiu eu noua ta mămică! Ce? Ok, e ceva nou! Unde sunt? Ce
ce se întâmplă? Wow, uite ce loc! Aia e păpușa mea? Nu, e a mea! Nu mai contează, am o păpușă mai bună acum! Uită-te la tine! Ce murdară ești! Trebuie să te curățăm! Nu te mișca! M-a inundat cineva? Mi-ar prinde bine un duș! E atât de plăcut! Stai liniștită, n-am uitat de tine! Trebuie să prind câțiva stropi! Cred că ajung! Așa o să scapi de murdărie! O să fii ca nouă! Uneori toată lumea are nevoie să se răsfețe nițel! Poate comodă! Ce periuță de dinți minusculă! Nu te mișca! Gura mare! Acuși o să ai un zâmbet de Hollywood! O să am nevoie de ochelari de soare ca să mă uit la tine! Ce dinți strălucitori! Acum e rândul meu! Oh, ce plăcut e! Asta da viață! Îți place? Deci, ce o să facem, păpușico? Cred că trebuie să-ți aranjăm părul. E cam banal. Stai liniștită, știu ce-am de făcut. Sunt expertă în coafarea părului. Acum a fost vina ta. Hai să încercăm iar. Arăți de parcă te-ai fi tăvălit prin tufișuri. E atât de enervant. Mă bucur să te văd, draga mea. Mă ocup eu. Stai! Ocupă-te de păpușa mea. Ok, o să am nevoie de niște instrumente speciale. Unde sunt? Fix ce-mi trebuie! S-ar putea să fie dificil. Nu te mișca! Mai întâi am nevoie de un bol, apoi o să torn apă. Și acum un pic de colorant alimentar. O să le amestec până se combină. Arată bine? Unde e clienta mea? O să înmoi părul păpuși în apă. Temperatura e bună? Ce vorbesc aici? Ești o păpușă! O să las părul să se îmbibe cu apa colorată. Apoi o să storc părul ca să elimin toată apa. Acum trebuie să-ți uscăm părul. Wow! Culoarea asta chiar te prinde! Ce frumoasă e! Ai terminat? Wow! Ce diferit arăți! Da, mai rămâne să mă plătești. Da! Accepți bomboane? De aia nu lucrez pentru copii. A fost uimitor! Mă simt ca o altă persoană! Wow! Uite ce păr! Vrei și tu un nou look? Când ai folosit șampon ultima dată? Ce să fac? Stai puțin! Aș putea folosi chestia asta! Merită să încerc! O să-mi așez păpușa pe masă, apoi o să tund! Wow, ce bine arăți cu părul scurt! Nu-ți stă bine, Cheală? O să bag firul prin capul păpușii și o să folosesc culori diferite. O să aibă un look mai frapant. Acum o să tai firul rămas și o să-ți pun la loc capul. Wow, aș vrea să am și eu un astfel de păr. Arăți uimitor! Sunt atât de invidioasă! Și la fel e și Ava. Crema asta de ciocolată e delicioasă! Gustă și tu? Nu! Am dat pe tine! Îmi pare rău! Trebuie să schimbăm hainele! Noroc că am valiza asta cu ținută de schimb! Sunt pregătită pentru orice situație! Ce zici? E drăguță, nu-i așa? Haide, probează-o! O să-ți placă la nebunie! Wow, arăți uimitor! Oricum tu arăți bine în orice ținută! Dar ești atât de chic! Ar trebui să defilez pe podium! Wow! Am rămas fără cuvinte! Și pisica pe post de accesoriu! Ce idee bună! Ce ai zice de o ținută mai lejeră? E ideală când explorezi orașul! Fermecătoare, dar lejeră! Ești în oraș cu fetele? Ținuta asta arată că ești gata de distracție! O să fii sufletul petrecerii! Ești grozavă, dragă! Wow! Uite ce de haine! Sunt mai frumoase decât garderoba mea? Cred că trebuie să-ți luăm niște rochii noi! E timpul să mergem la cumpărături! Câtă nerușinare! Ups, scuze! Nu știu unde să mă uit! Calmează-te, e acoperită! Hei, Ava! Psst, îmi împrumuți și mie aia? Șoseta, e în spatele tău! Abia mi-am făcut unghiile! Te rog, chiar am nevoie de ea! Bine, ia-o! Of, ce scârboasă e! Mersi, e perfectă! Mai întâi trebuie să tai vârful șosetei. Uite așa! Acum o să decupez un mic triunghi pe laterale. Arată bine! Vrei să o probezi? Wow!
arată grozav! Mi-aș fi dorit și eu să am o rochie ca asta! Mersi, Ava! Ha? Nu te aud! În fine! Adevărată enigmă! O burtică! Cred că e greu să mergi cu ea! Oare aș putea să fac o burtică? Cred că aș putea să modelez una din chestia asta, corect? Cred că e materialul ideal! Aș putea să încerc! Și o să încep cu o minge rotundă! Dar mi-ar prinde bine o mână de ajutor! Semicercul ăsta e perfect! Trebuie să presez bine lutul! Ai nevoie de un pic de forță în degete? Acum trebuie să tai materialul în exces! Și o forfecuță e numai bună! Gata! Nu mai am nevoie de tine! Acum pot să obțin forma potrivită! Elasticul ăsta o să ajute copilul să stea fix! Sper că burtica e suficient de mare! Pare bună și solidă! Da, copilul stă perfect! Poftim, viitoare mămică! Ești o însărcinată tare, drăguță! Chiar radiezi, să știi! Poftim? Ce se întâmplă? Intri în travaliu? Oh, nu! Să cheme cineva un doctor! O să se nască un copil! Vino aici! Acuș o să nască! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Revin imediat! Așteaptă-mă! Trebuie să o așezăm comod! Ok, uite o păturică pentru ea! O să mă asigur că nu transpiră prea tare! Te descurci de minune, păpușico! Copilul ăsta o să se nască în siguranță! Stai liniștită! Și? Uite-l! E frumușel, nu-i așa? Seamănă leit cu mama lui! Felicitări! E un băiețel! Wow! E perfect, scumpo! Mua! Oh, familia perfectă! Și mi-am promis că nu o să plâng! Voi doi o să fiți niște părinți grozavi! Uitați-vă la minunăția voastră! Avem atât de multe de vorbit! Ei bine, cred că e momentul când ficțiunea devine realitate! Vei să fie legată bine? Nu o să te doară deloc, stai liniștită! Puneți chestia asta pe cap, ok? O să fie ceva incredibil! Permitem să fac colorurile! Așa! E timpul să o aducem la viață! Gata! Se întâmplă chestii! Chiar crezi că merge? Ar trebui să se transforme în orice moment! E vie! Îți vine să crezi? Chiar e vie! Bun venit în lumea reală, dragă păpușă! Oh, da! Oh, nu! Ce-am făcut? Stai să șterg! Îmi pare rău! Crezi că mă pot ierta? Suntem experți în domeniul artei, scumpo! Nu te alarma! Am auzit de pantof! Ador originalitatea! Tușele sunt deosebite! Am văzut lucruri mai reușite, dar totuși arată ok! Știu că tu ești impresionată, dar tu? Nu știu ce să zic! Poftim? Ok, îmi place! Așa mai merge! Vreau să arate perfect! Mi-a venit o idee! Am nevoie de un bol cu apă și o să adaug niște oz în el! O să folosesc diferite culori! Vreau să arate uimitor! Cred că ajunge! Acum o să scufund pantoful în bol! O să-l mișc prin apă! Vreau să se imprime pe el toate culorile! Wow, ia uite! Păpușa mea are pantofi personalizați! Wow, ce manoperă desăvârșită! Casele de modă din Milano ar fi invidioase! Îi luăm! Oh, a scufundat un pantof în niște ojă! Dacă arta e atât de simplă, voi încerca și eu! Trebuie doar să găsesc un pantof! Haide, măi, unde-o fi? O să mă uit pe internet! Nu-mi permit nicio pereche de aici! Toate sunt atât de scumpe! Ce mă fac? Știu, am niște bani puși deoparte pentru urgențe! Presupun că i-au găsit șoarecii! Of, de ce mi se întâmplă mereu asta? Acum ce mă fac? Poate sunt niște bani sub canapea. Oh, un pistol de lipit și niște pixuri. O să fie utile. E timpul să devin creativă. Mai întâi o să pun un balon pe piciorul păpușii mele. Așa nu o să se murdărească. Și arată ca o șosetă. O să aplic lipici pe balon. O să fie mulajul meu. Apoi îmi trebuie niște carton buretan. O să desenez conturul unui picior. Apoi o să-l decupez. Acum pot să-l colorez. O să creez un efect de curcubeu. O să folosesc diferite culori pe toată suprafața. Wow, arată grozav!
O să aplic lipici pe latura superioară. Apoi o să lipesc mulajul din lipici. Wow! Cizme făcute acasă! Dar n-am terminat! O să folosesc niște fluid corector ca să colorez lipiciul. O să fac puncte mici și albe cu pixul. Ce cool sunt! Și le-am făcut singură! Sper să-i placă păpușii mele! Hai să le probezi! Îți vin perfect! Wow, sunt grozave! Ce modernă ești! Ai un talent născut! Oh? Wow, ia uite! Spune-m că nu am halucinații! Am descoperit un geniu! Unde plecați? Trebuie să văd cizmele alea! Ah, bună! Bravo! Opera ta e incredibilă! Mulțumesc! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Ăștia sunt pentru mine? Stai puțin! Vreți să cumpărați cizmele? Nu sunt de vânzare, sunt ale păpușii mele! Dar putem să te facem faimoasă! Eu vreau doar să fie păpușa mea fericită! Hai să plecăm de aici! Ce drăguțe suntem! Stai, o să ai nevoie de propriul telefon! L-am cumpărat pentru tine! Acum putem să ne trimitem mesaje? Ce urât din partea ta! Ar trebui să fii mai recunoscătoare! Hai să încercăm iar! Ține peria! Of, trebuie să rezolv cumva problema asta! Mulțumesc, mâini misterioase! E dificilă treaba! O să-mi ia mult să planific asta! Mâinile păpușii mele sunt atât de mici! Poate dacă aș... Ah, pot să creez o poșetă! O să fie grozavă! Arată îngrozitor! E prea banală! Trebuie să o refac! Concentrează-te, Ava! Știu că pot! Deja arată mai bine! Îi trebuie o baretă cu lanț! Wow, e fabuloasă! Ar trebui să mă fac designer! Sunt genială! Am nevoie de niște burete auriu! O să-l tai în formă de cruce! Acum trebuie să dezlipesc folia adezivă! O să ridic marginile! Și o să le prind una de cealaltă! Apoi pot să îndoi pe deasupra secțiunea mai lungă! Și am obținut o poșetă! Mai am nevoie doar de lanț! Wow! Aș purta așa ceva? Poftim! E fix ce-ți trebuie! Putem să-ți punem toate obiectele în ea? E atât de încăpătoare! Nu o să-ți mai lipsească niciodată telefonul! Sau periile de păr! Ia uite! Încap toate! Wow! Arăți uimitor! Trebuie să fac o poză! Clar o să o postez! Zâmbește! Suntem în direct! Ai un mesaj pentru fanii tăi? Ah, salut! Vrei să-mi surprinzi latura bună? Oh? Dă-te de aici, doamnă! Vorbesc cu păpușa! Scuze! Hei! Poți să te dai din cadru? Cât de umilitor! Ce-am făcut? Acum e șansa mea! O iau pe asta! E exact ce-mi trebuie! Fiu rapidă! Nu vreau să observe, Ava! Mai întâi o să te scos peticul ăsta! Ador culorile! Acum îmi trebuie un fermoar! O să aplic lipici pe fiecare parte! Apoi o să lipesc burete strălucitor pe el! Acum trebuie să-i dau o formă! O să-l îndoi așa, apoi o să-l lipesc pe o bucată de carton! Mă asigur că stă fix! O să pun lipici pe margini! Mă bucur că nu-mi tremură mâna! Cred că ajunge! Apoi o să lipesc mai mult burete pe el! Nu vreau niciun spațiu gol! O să fac la fel și pe partea cealaltă! Acum o să tai peticul în aceeași formă! Și o să-l lipesc pe burete! Acum trebuie să pun două picături de lipici deasupra! Uite așa! O să lipesc o bucățică de material aici! Și pe latura fără petic! Păpușa mea are un ghiozdan! Poftim! Ăsta-i pentru toate lucrurile tale! Wow! Aș fi vrut să arăt ca tine! Putem să ne mișcăm mai repede? De unde a luat Annie ghiozdanul ăla? Arată bine! Ah, mersi! E drăguț, nu-i așa? Îmi place mult! Stai! Aia-i rochia mea? Poftim? Nu! Nu e nicio rochie aici! Vorbim mai târziu! Nu uitați să le arătați acest clip prietenilor voștri și să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata distracția!